Mobilizare record pentru salvarea unei fetițe de 12 ani diagnosticată cu o tumoră rară la inimă. Medicii de la Spitalul Marie Curie din capitală au anunțat cod roșu pentru a găsi specialiștii necesari care să o salveze pe micuță. Intervenția a fost posibilă după ce zeci de medici au venit din concedii sau din spitale din mai multe zone ale țării. Este prima operație de acest fel realizată la Spitalul Marie Curie doar cu ajutorul medicilor români. Fetița, în semn de mulțumire, le-a scris doctorilor o felicitare în care le-a transmis, citez, știați că nu eram pregătită să mor. Iris se plimba cu rolele în parc când le-a spus părinților că nu-și mai simte picioarele. Mama ei a dus-o de urgență la Spitalul Marie Curie, acolo unde a aflat că are o afecțiune rară la inimă și că trebuie să fie imediat operată, numai că nu erau suficienți specialiști în spital și nici în țară. Fiind vorba și de o perioadă de concedii, nu erau toți medicii în spital. Au început telefoanele în toată țara să se găsească perfuzionist. Era risc de amputare a picioarelor foarte mare. Și apoi nu găseau perfuzionistul. Nicăieri în țară. Au dat cod roșu pe țară. Dumnezeu lucrează prin oameni, iar în noaptea aceea Iris a avut parte de o echipă de medici îngeri. Cu acest gând a rămas mama fetiței imediat după ce a aflat că operația a fost posibilă și că a decurs bine. Mobilizarea a fost incredibilă și a fost o performanță. Fetița de 12 ani a fost operată de urgență după ce medicii au descoperit că are o afecțiune rară la inimă. Micuța a fost salvată cu ajutorul unei echipe mixte de specialiști formată din chirurgi, anesteziști, un perfuzionist și asistente. Este prima operație de acest fel realizată la Spitalul Marie Curie doar de medici români. Astfel de intervenții erau posibile și cu ajutorul specialiștilor străini care vin periodic la noi în țară. Pentru noi este o mare realizare că am reușit să manageriem cazul. Este printre puținele de acest fel. A fost vorba de un mic somn de ventricul stâng, care este foarte rar, embolizat. A fost un pic mai dificil să strângem toți oamenii de care aveam nevoie și presant era problema ischemică. Trebuia să rezolvăm cât mai repede ischemia, pentru că altfel există și riscul de a pierde membrele. În semn de mulțumire, fetița le-a transmis medicilor un mesaj. A făcut și o felicitare către medici și le-a scris acolo că nu era pregătită să moară și că le mulțumește foarte mult că i-au salvat viața. Iris va putea duce o viață normală, va putea alerga ca toți ceilalți copii, însă după mai multe ore de recuperare.